Bună dimineața, Ioana, din nou! Un grup de copii din Alba Iulia s-a gândit să-și pună părinții la colț pentru că niciodată nu i-au luat cu ei la Revelion. Ei au provocat pe cei mari să le organizeze cu o zi înainte de cumpăna dintre ani o petrecere la restaurant cu mâncăruri alese, o mulțime de prăjituri și șampanie. Copiii au fost cei care și-au lăsat de această dată părinții acasă și au chefuit numai ei după miezul nopții. La spartul chefului, petrecăreții s-au declarat mulțumiți de mini-revelionul lor și de lecția pe care le-au dat-o celor mari. 30 de copii din Alba Iulia s-au săturat să fie neglijați de părinți în noaptea de Revelion și au găsit o soluție să se răzbune. Ei s-au îmbrăcat în hainele lor cele mai frumoase și au petrecut la un restaurant unde au avut acces doar chelnerii care au servit ca la carte. Ei mergeau tot timpul la Revelion în fiecare an și noi rămâneam singuri acasă, iar noi ne-am gândit să îi punem la punct. Chiar dacă au fost ajutați tot de părinți să-și organizeze petrecerea, copiii au refuzat să-i primească pe aceștia la cheful lor. Cei mari nu s-au supărat însă pentru că au fost pedepsiți. Este o atitudine fair play din partea noastră, a părinților. Întotdeauna aveam probleme de Revelion. Voi de ce mergeți? Noi de ce nu putem să venim cu voi? Mini-revelionul copiilor a semănat aproape întru totul cu o petrecere de adulți. Chelnerii au servit în continuu pe petrecăriți cu fripturi, tarte și prăjituri, dar mai ales cu șampanie de fructe. Ne-am distrat de minune, am avut chiar și șampanie, dar bineînțeles fără alcool, și ne-am distrat ca niște copii, nu ca niște oameni mari, și suntem fericiți. Mai chercherit și abia aștept să dansez cu o fată. Am uitat și de părinți, am uitat și de sora mea, am uitat și de școală. La spartul chefului, copiii au ținut să le promită părinților că anul acesta nu se vor mai supăra dacă vor fi neglijați în noaptea de Revelion. Lecția dată de copii le-a dat serios de gândit celor mari. Ei spun că la viitoarele petreceri își vor lua întotdeauna copiii cu ei pentru că nu mai vor să fie trași de urechi, la fel ca anul acesta. Da, îți mulțumim, Ioana. Este, cred, ultima întâlnire, nu? Da, și înainte de am luat rămas bun, vreau să vă doresc tuturor un la mulți ani, un revelion fericit alături de cei dragi și să ne revedem cu bine la anul. Mulțumim, Ioana, și să trăim până la revelion fiecare moment. Da, și mai, să ne fie mai bine la anul, dacă se cu poate. Cu cât mai multă bucurie, da. Doamne, ajută să fie cât mai bine pentru toată lumea. La revedere! La revedere!